Cum să ne facem prieteni? Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa întâi. Astăzi vom vorbi despre cum ne putem face prieteni noi. Dora, Ilinca, Tina, Albert și Andy sunt prieteni de la grădiniță. Când învățătoarea a cerut copiilor să-și aleagă grupurile din care să facă parte pentru studiul păsărilor, tema lor: cei cinci s-au uitat repede unul la celălalt și s-au hotărât să lucreze împreună. De o săptămână, în clasa lor a mai venit un elev nou, Luca. Băiatul e vesel și ar face orice pentru a-și face prieteni între copiii din clasă. Oare cum o să procedeze Luca? Luca mai întâi le-a privit pe fete în ochi, adică a stabilit un contact vizual, apoi a spus: Bună, și eu mă pricep la multe specii de păsări. Până acum am trăit la Sulina, un oraș pe malul Dunării. Cum a procedat Luca? Mai întâi le-a privit pe fete. Așa s-a asigurat că fetele îl privesc și îi acordă atenție. Apoi Luca a continuat. Mă pricep să desenez. Aș putea ajuta să desenez eu păsările pe care le aveți de studiat. Am făcut deja câteva schițe pentru pupăză, prigorie și vânturelul roșu. Cum vi se par? Cum a procedat Luca? S-a oferit să ajute cu lucrurile la care se pricepe desenul. Dacă ești de ajutor, ceilalți vor dori să fiți prieteni. Băieții s-au apropiat de grup. Albert este responsabil cu documentarea, așa că a spus: Bună, căutăm cărți despre păsări. Vrem să citim, să aflăm mai multe. Cărțile pe care le avem sunt foarte greoaie. Luca a răspuns: Vă împrumut cartea mea despre păsări. O am de la bunicul. A fost profesor de biologie. Este o carte veche, dar are multe imagini și texte scrise pe înțelesul nostru. Cum a procedat Luca? Luca a împărțit cu ceilalți lucrurile sale. Nu a fost egoist să țină cartea numai pentru el. Tina s-a apropiat și ea, l-a privit cu atenție pe Luca și l-a întrebat. Luca, de ce zâmbești? De ce să nu zâmbesc? Sunt bucuros. Sunt într-o clasă cu copii cărora le place natura ca și mie. Cum a procedat Luca? Luca a fost bine dispus, a zâmbit și a fost prietenos cu fiecare. Pe Dora și pe Andy i-a convins. Luca ar vrea să facă parte din grupul lor și să lucreze împreună la proiectul despre păsări. El știa foarte bine cum îi va convinge și pe Albert și pe Tina, serioșii grupului, să li se alăture. Așa că Luca a început să fluiere. Toți copiii au început să râdă. Cum a procedat Luca? Luca a știut că își poate face prieteni dacă vor râde și se vor amuza împreună. Luca va dezvăluit cum și-a făcut prieteni. A privit în ochi, a oferit ajutorul, a împărțit cu ceilalți, a fost zâmbitor, s-a amuzat cu colegii tu ce alte modalități poți să folosești pentru a-ți face noi prieteni? Discutați în grup și puneți în practică ideile care vi se potrivesc. Nu uita! Ca să-ți faci noi prieteni, privește în ochi, zâmbește, fii amabil, fii de ajutor, împarte, râzi. Dacă te vei comporta așa, cu siguranță îți vei putea face prieteni noi și îți vei putea păstra prietenii pe care îi ai deja.